Bună ziua, dragi prieteni din Gemeni, haideți să facem etalarea pentru dumneavoastră, pentru septembrie, Gemeni, da? Ați făcut ceva greșeli și trebuie să trăiți cu ele acum. Dar parcă nu este chiar așa de rău cum pare, cum vi se pare dumneavoastră. Parcă veți avea mai mulți prieteni noi, veți avea nevoie de ei pentru a vă atinge obiectivele. Veți experimenta sentimente adevărate în dragoste, da? Văd aici la sănătate ca ceva nu va fi bine, nu va fi o lună bună pentru sănătate. Nu spun bol sau ceva grav, grav, dar poate sunteți obosiți foarte tare, vulnerabili, nu aveți energie, trebuie să vă mențineți energia ridicată, să vă relaxați, să vă odihniți. Apoi văd că la bani ați avut mai mult sau mai puțin pozitiv. Va fi o lună plină și o lună nouă. Sunt zile bune de plăți pentru dumneavoastră, pentru bani. O dragoste care nu se întâmplă nimic special pentru unii, dar nu se întâmplă nici nimic rău în dragoste. După mijlocul lunii, parcă veți avea îmbunătățiri în dragoste, o motivație, situații, schimbări în bine. Schimbări foarte mari, când iese și turnul aici, ceva se termină brusc, dar ceva ce ați visat foarte tare. Vi se vor împlini scopuri pe care le aveți dumneavoastră, veți găsi soluții bune la probleme. În serviciu terminați parcă un proiect și începeți alt proiect sau faceți o călătorie, unii călătoriți în interes de serviciu. Veți vorbi, veți avea interviuri, alții la transfer la altă firmă sau în interiorul firmei, alții lucrați online. Nu priviți ce primiți ca ceva rău, că meritați ceva mai bun. Este bine aspectat ceea ce primiți, semnați contract, văd că cei fără servici reușiți să vă angajați prin prieteni, da? Prin cineva apropiat. Nu este serviciul pe care îl visați dumneavoastră, dar aveți șansă de reușită în motivație. Studenții, nu văd un conflict cu o persoană din colegii dumneavoastră sau din jurul dumneavoastră, dar poate fi și o pereche, o despărțire. Veți rămâne triști, da? Poate fi partener sau prieten sau o persoană pe care o lăsați în urmă. Nu trebuie să vă faceți griji, vă veți reface viața. La bani, vin bani, da? Vin banii aceștia în momentul în care aveți cea mai mare nevoie. Începe să aveți o viață financiară bună, mai bună. În familie, încercați să aveți un caracter flexibil, să fiți calmi, să fiți iubitori, o veste pe care, pentru care veți avea o schimbare, auziți ceva. Și stați și reflecționați, nu știu ce să faceți. În perechi văd proiecte noi, văd copii care vin în viața dumneavoastră. Nu trebuie să vă luptați contra perechii, să încercați să fiți o echipă, da? Cei singuri cunoașteți o persoană ce vă va da chef de viață și vă va entuziasma. Trebuie să faceți un pic de efort. Să nu analizați foarte tare persoana, să spuneți, oh, păi este așa sau este așa, nu. Să fiți mai flexibili, să mai acceptați, să nu analizați foarte tare, da? Să acceptați persoana așa cum este. Nu
Haideți să vedem în cărțile acestea ale Normand. Pentru cei care profesional, da, afaceri, lucrează, nu lucrează, o să scot câte o carte pentru fiecare săptămână, prima dată pentru profesional, da, apoi financiar și sentimental. Pentru profesional, primiți niște vorbe, veți pleca dintr-un serviciu unele persoane, veți începe să lucrați în altă instituție unde va fi un loc frumos, da? O instituție unde circulă multă lume acolo, este multă lume, cu multe, multe persoane lucrați și în a patra săptămână ori aveți concediu, ori stați acasă, ori plecați din acest serviciu și vă hotărâți să vă faceți o firmă proprie sau să lucrați de acasă sau pur și simplu să stați acasă. În afacere primiți niște vești, dar veți avea și o realizare prin care terminați ceva și veți începe altceva. Veți renova firma sau ce aveți dumneavoastră acolo. Veți scoate un produs nou, dar totuși cu foarte mult efort, da? Cu foarte mult efort. Parcă văd oameni care lucrează în imobiliare cu case, da? Care au mare succes, dar parcă în a doua săptămână văd ceva complicat, ceva greu, care nu mai credeți că se va rezolva, dar se va rezolva, da? Până la sfârșitul lunii. Haideți să vedem financiar. Financiar, în primele două săptămâni stați foarte, nu prost, dar greu, pentru că cineva vă fură niște bani sau va fura niște bani și nu vii de înapoi sau trebuie să, nu știu, să amenințați, să terminați cu acea persoană sau să termină investiții care nu merg sau ce aveți dumneavoastră cu banii, dar din a doua, a treia și a patra săptămână, vedeți? Ies multă bogăție, mulți bani, noroc, deci se îmbunătățesc financiar foarte bine, vă stă. Pentru cei în pereche, pentru cei cu partener, parteneră, hai să vedem. În prima săptămână, cei care sunteți în pereche, s-ar putea să faceți o călătorie cu persoana sau să-i spuneți, dacă nu te schimbi și mă minți, voi pleca de la tine, da? Sau să-i spuneți, dacă nu vii la mine și mă tot păcălești că vii și nu vii, atunci nu voi mai fi. Dar văd că în a treia și a patra săptămână primiți vești de la acea persoană și acea persoană în pereche, văd multă iubire în a treia săptămână, multă înțelegere, mult noroc, fericire în a patra săptămână, dar parcă în a doua săptămână sunt ceva neînțelegeri, dar parcă din cauza bârfelor sau din cauza oamenilor falși. Dar tot ce există în pereche, probleme, sunt din cauza cuiva. Da? Și această persoană nu trebuie să vă certați din cauza persoanelor din a treia, da? a treia persoană sau a treia parte. Da? Trebuie să vă vorbiți pentru că cineva este cu minciuni, deci cu rele. Doar invidie, da? Pentru cei singuri, haideți să scoatem și pentru cei singuri. Pentru cei singuri, în prima săptămână apare o propunere de căsătorie, văd că. De a trăi împreună, de a locui împreună, de iubire sinceră, de compromis, da? Și văd că în a doua săptămână vă simțiți în siguranță, foarte puternici, vă simțiți în relația pe care ați început-o sau o să o începeți cu cineva. În a treia săptămână, totuși este la început această relație, da? Mi-a sunt un copil, poate să fie copilul cuiva, a dumneavoastră sau partenerului sau partenerei, dar poate să însemne și că este o relație la început care va fi o relație pe termen lung, da? Va avea, duce prosperitate și căsătorie, dar și cei singuri pot să avea căsătorie și sarcină, da? Copil.
Haideți acum să vedem. Să vă gândiți la o întrebare care vă frământă foarte tare pe dumneavoastră sau o situație, să vă întrebați cum se va întâmpla, cum se va termina situația. Voi merge acolo, voi face aceasta, voi cumpăra, voi nu știu ce aveți dumneavoastră. Și voi extrage 3 cărți pentru dumneavoastră. Dacă alegeți prima, a doua și sau a treia, da? Funcție de ce întrebări aveți. 1, 2, 3. Deci dacă ați ales prima, sper că v-ați gândit deja, arată că primii sunteți puțin în confuzi, nu știți ce să faceți. Nu puteți lua decizie pentru că nu aveți multe informații, nu ați primit destule informații pentru a lua o decizie. Zice să mergeți să cercetați, să căutați pe cineva care știe foarte bine despre ce este vorba, înainte să luați o decizie. Deci să nu luați o decizie înainte să aveți toate informațiile pentru ca să știți dacă va fi bine sau nu, da? Dacă ați ales a doua, arată că veți face un salt înalt și alte persoane vă vor spune, păi nu e bine sau nu ți-e frică sau e amenințător pentru tine, dar spune să nu te lași, să nu cobori, da? Să nu asculți de ei, pentru că și ei vor fi inspirați de tine. Deci vei avea succes, da? Să nu te lași, pentru că vei face un salt înalt. Dacă ați ales ultima, este un înger al familiei acesta și spune că va fi o schimbare cu noroc și se va mări familia dumneavoastră. Da? Ce vă înțelegeți? Sper să înțelegeți. Noroc și se va mări familia. Cam asta a fost pentru Gemeni. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.